Anul 1664. Un monah pe nume Nil, având ascultare la trapeza mănăstirii, obișnuia să vină spre sala de mese ținând în mână o făclie aprinsă ce scotea mult fum negru. În drumul său, trecea pe lângă peretele pe care era zugrăvită icoana Maicii Domnului. Într-una din zile, când a trecut iar pe lângă perete, monahul Nil a auzit o voce din icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, zicându-i să nu mai îndrăznească să-i mai afume cinstita icoană cu acel fum înecăcios. Nepricepând cuvântul, și-a continuat drumul spre bucătărie cu torța, ce scotea multă funingine. Atunci, Maica Domnului l-a certat cu asprime, iar călugărul Nil a orbit pe loc. În acel moment, a realizat că însăși preasfânta născătoare de Dumnezeu îi vorbise, ca una ce răbda zilnic fumul înecăcios ce ieșea din făclia lui și începu să-și petreacă tot timpul înaintea icoanei, rugându-se să-l ierte și să-l vindece. După îndelungă pocăință înaintea icoanei, monahul a auzit din nou vocea cea minunată zicându-i: Nile, am primit pocăința ta și bunul Dumnezeu te-a iertat, dăruindu-ți iarăși vederea.